Dragii mei, cuvintele sunt de prisos. Au vorbit inimile acestor copii, a vorbit osteneala acestor dascăli, împletită cu iubirea curată din inimi de înger, și iată așa ne prezentăm în fața părinților și în fața lui Dumnezeu. Să aveți sărbători cu pace și bucurie, mai multe nu avem de spus, ce-a fost de zis, s-a zis. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți! Totuși trebuie să spun că orice lucru bun și orice lucrare începe cu o rugăciune. Poate că n-am fost prea stăruitor sau poate că m-am sfiit în fața acestor copii, dar totuși să încheiem cu o rugăciune către Maica Domnului.